Bine v-am regăsit, dragi prieteni! Astăzi suntem la sediul Poliției Municipiului Bacău, unde vorbim cu domnul comisar șef Aurelian Ardeleanu, care este coordonatorul Serviciului de Criminalistică. Bună ziua, bine ați venit! Bună ziua, mulțumim pentru invitație! Ne bucurăm că suntem astăzi împreună și cu siguranță vom afla lucruri interesante din domeniul dumneavoastră. Dar înainte de toate vreau să vă întreb, cum ați ajuns dumneavoastră polițist? Nu a fost alegerea mea. Cum așa? Am avut puse în față două opțiuni de către părinți. Liceul militar Neagoe Basarab Buzău sau liceul de aviație de la Craiova. Așa. Și am ales varianta mai apropiată, pe care nu o regret. Am făcut liceul militar Neagoe Basarab Buzău, după absolvire am făcut Academia de Poliție. Și după absolvirea Academiei de Poliție am fost repartizat în cadrul IPJ Bacău la biroul criminalistic din cadrul Poliției Municipiului Bacău, era atunci. Și cum a fost așa la început și cum ați acumulat experiență, dacă aș putea spune? A fost greu încă de la început din liceul militar. Imaginați-vă că la 15 ani am plecat de lângă părinți, nu știam cu ce se mănâncă liceul militar, ce trebuie să fac asta și când am ajuns acolo, părinții m-au predat comandantului pe care l-am avut la companie și i-a transmis să se comporte cu mine cum s-ar comporta cu propriul copil, având copil de aceeași vârstă cu mine. Și în prima zi de liceu militar mi-am luat bătaie. Da? Chiar din prima zi? M-am fost părintește muftrului. Da. După o zi întreagă de alergat pentru cazarmare, pentru a primi echipament, pentru a fi repartizat în clase, pe la ora 6 după amiaza, începând de la ora 8, activitățile, m-am întins în pat, patru militare cu două tăblii față-spate, da, supraetajate și mi-am pus bocance sau rama bocancului, mi-am sprijinit-o de tăblii. Și am avut neșansa să fiu văzut de către domnul comandant. Mi-am primit porția de așa, părintească. Probabil că au fost complicați cei patru ani, grei, dificili, mai ales la început, mă gândesc, la liceu mă refer. Pentru un copil la 15 ani, la început a fost destul de greu. Intrai într-un mediu militar. Eu am depus jurământ militar când am intrat acolo. Și, în schimb, am învățat ce înseamnă camaraderie. După primul an, da, într-adevăr, lucru pe care copiii din ziua de azi nu mai au parte și nici cred că nici adulții nu mai au parte de cuvântul ăsta în vocabular, camaraderie. Și apoi a fost o schimbare de macază, spuneam așa, spre Academia de Poliție, probabil că era cu totul altceva. În Academie am continuat, dar în Academie când am intrat am avut foarte mulți prieteni. Făcând liceu militar, marea majoritate dintre noi am și mers împreună. Deja știam care sunt rigorile, ce avem de făcut și a fost mult mai ușor. Plus că pe finalul Academiei au apărut decazarmările, nu mai erau consemnări în unitate. Liceul militar a fost cu consemnări în unitate, dacă nu aveai notă, nu puteai să pleci acasă. A fost destul de dificil, erau momente grele. Mai ales pentru un tânăr. Bun, și astăzi criminalistică. Dacă vreți să ne spuneți puțin despre acest domeniu de activitate, despre liniile de muncă, despre colectivul de aici. Criminalistică, din prima zi în care m-am angajat și până astăzi, doar criminalistică am făcut. Ca și domenii de activitate, cred că lucrurile astea pot fi găsite și pe site-ul instituției. Serviciul criminalistic are ca principale atribuții cercetarea la fața locului, în cazul infracțiunilor de competență a poliției sau când suntem solicitați de alte instituții cu atribuții în domeniu. Și este partea vizibilă a noastră. Întotdeauna la recunoști un criminalist are un aparat foto agățat de gât. Sau la faptele foarte grave este îmbrăcat în costumul alb, mănuși, mască, indiferent că sunt 40 de grade sau sunt minus 20.
Următoarea ramură este ramura sau linia de muncă pe partea de expertize și constatări tehnico-științifice, în care noi procesăm și valorificăm probele ridicate de la fața locului. Urmează alimentarea bazelor de date, cu ce înseamnă imagini și impresiuni, așa zisele urme papilare, o să revin dacă e la discuție cu diferența dintre cele două. Și mai nou avem și zona de percheziții informatice, centru teritorial de examinări IT, unde colegii mei pun în aplicare mandatele de percheziție informatică. Este un domeniu mai nou care este în funcțiune de 2 ani de zile. De-a lungul timpului aveți experiență, ați avut multe cazuri. Puteți să ne spuneți despre, nu știu, cazuri care v-au marcat sau care v-au impresionat, au rămas cumva acolo? Sunt foarte multe cazuri și cred că aș vorbi zile întregi. Din punctul de vedere al profesionistului, al criminalistului, am avut parte de cazuri care mulți specialiști din domeniu din alte județe nu au ocazia să se întâlnească într-o întreagă carieră. Au fost cazuri care mi-au marcat, să zic, evoluția profesională, m-au format ca om, m-au întărit. Nu e ușor să mergi la fața locului și să, acum sunt tată de câțiva ani buni, să găsești victime ale infracțiunilor copii. Este dureros. E strigător la cer când ajungi la fața locului și ai victimă copil. Și au fost situații în care a trebuit, prin natura meseriei, să cercetezi și astfel de situații. Cazuri complexe au fost foarte multe. Aș putea să aduc în discuție cazul celor două femei. De fapt, unul era copil, era, cred că avea 16 ani, ucise în Brașov, transportate în Bacău pe strada Vasile Alexandrii și identificate după, cred că 6-7 luni după ce au fost aduse în Bacău. Cred că a fost cea mai lungă cercetare la fața locului la care am participat. A fost greu să înțeleg, nu? Da, a fost destul de greu. Exista o presiune mediatică fenomenală. În aceeași perioadă se făceau cercetări cu privire la cazul Elodia și pe anumite posturi de televiziune un cunoscut sau soția unui cunoscut luptător afirmase că a îngropat două cadavre în Bacău. Noi undeva, cred că atunci, dacă țin bine, că mi-a rămas întipărit cazul, undeva în jurul orei 14, cred că am primit semnalarea sau reclamația de la proprietarul imobilului, care a intrat în imobil întrucât nu i s-au mai plătit banii pe chirie și a găsit câteva obiecte vestimentare pline cu sânge. Sânge uscat. Ajungând acolo, făcând primele verificări, într-una dintre magazii erau două pachete, două ambalaje care puteau conduce la ideea că în acele ambalaje se află două cadavre. Și de aici, verificând contractul de chirie, am observat că persoana care a închiriat imobilul era din Brașov. Domiciliul celor care v-am spus mai înainte era tot pe Brașov și automat presă, s-a ajuns la presă și aveam foarte multe televiziuni care ajunseseră la fața locului. Și am lucrat într-o presiune foarte mare și am, cred că, 36 de ore în continuu, cu pauză de 2 ore. Tot ați pomenit, de obicei vă încurcă presa când ajunge la fața locului, nu știu, au fost vremuri, acum nu știu cum mai e, înainte știu că erau prezente toate carele de televiziune. Atâta timp cât îți faci datoria și îți faci treaba cum trebuie, pe mine cel puțin unul personal nu mă încurcă, cu mențiunea că am nevoie să fiu lăsat să-mi fac treaba. Ok. Au fost momente când ați vrut să renunțați la, având în vedere, nu știu, poate au fost cazuri care v-au copleșit și v-ați gândit, nu mai vreau, mi-ajunge sau ceva de genul? Să renunț la munca de poliție, nu. Să renunț la partea asta de criminalistică sau cel puțin la cercetare la fața locului, pentru că eu am fost, sunt de formație, formațiune cercetare la fața locului, am făcut până în anul 2000
18 efectiv cercetare la fața locului înainte să ajung șeful serviciului criminalistic. Am avut momente în care simțeam că ajung la o saturație. Am văzut degradarea umană în toate formele. Și v-am zis, au început să mă afecteze foarte mult sau simțeam eu că mă afectează victimele copii și este foarte greu să gestionez emoțiile la un accident de circulație la care ajungi înaintea colegilor care au aparatură să facă descarcerarea și să salveze victima, fiind în zonă sau întorcându-te la un eveniment, am avut situații și colegi care s-au întâlnit cu această situație în care au ajuns primii la fața locului. Este foarte greu de gestionat emoțiile când vezi un om încarcerat care suferă și plânge, țipă, urlă și tu nu poți să faci absolut nimic ca să-l ajuți. Da, o situație. La un moment dat este spre inuman. Colegii de la rutieră chiar îi compătimesc. De obicei ei, fiind pe traseu, ajung printre primii și e greu. Vreau să vă mai întreb, cum afectează profesia de polițist viața personală, de familie, privată? Dacă ai pe cineva alături care să te sprijine și găsești înțelegere, poți să treci peste foarte multe momente și ți se acceptă faptul că ești mai mult timp plecat. Mai greu e cu copiii. În momentul în care te sună copilul și spune, tati, mi-e dor de tine, se rupe sufletul. Da. Au fost situații când am fost nevoit să... M-am avut, cred că, aproape 2 săptămâni, îmi vedeam copiii doar noaptea când ajungeam acasă și ei nu mă vedeau pe mine dimineața când plecam la muncă. Sunt situații în care, într-adevăr, trebuie să muncești mult mai mult pentru pe anumite specii și anumite cazuri. Înțeleg. Dar și satisfacțiile sunt pe măsură. În momentul în care rezolvi un caz și te eliberezi pur și simplu de acea situație, e o senzație foarte plăcută. Ați avut situații când victima v-a îngreunat ancheta? Vorbeam de anchete, de cazuri, de... Intenționat, nu. Adică să fie o victimă cu intenție, din necunoștință sau din, nu știu, prea mult bun simț, am avut situații, câteodată chiar hilare din punctul meu de vedere, în care am fost solicitați să participăm la cercetarea la fața locului, în cazul, de exemplu, unui furt din locuință, în care femeia, doamna, de fapt pot să-i spun bunica, așa, înainte să ajungem noi, ne-a făcut curățenie lună în casă, că a zis că nu pot să vă primesc. Au fost situații sau sunt situații în care din grabă cel care este păgubit intră în casă și verifică peste tot, mi-a luat, nu mi-a luat, creează urme suplimentare, ne îngreunează munca. Munca. Dar intenționat, cu intenție să ne ducă în eroare, eu nu am avut situații de genul ăsta. Da. Și cum ar trebui să acționeze victimele infracțiunilor, fractorilor și tot acestei situații? Adică ce ar trebui să facă ca să fie treaba în regulă din punctul ăsta de vedere? Ca să fac o glumă, exact ca în filmul BD. Așa? Noi, dacă pe stradă găsim un hormon porvizit, sunăm la 22222. Da. Imediat trebuie sunat la numărul unic de urgență 112 și anunțată situația. Mergem într-o altă direcție și aș vrea să vă întreb dacă sau ce planuri de viitor personale și profesionale aveți în continuare. Profesional, doar din punctul meu de vedere, doresc să-mi țin colegii uniți. E foarte important. În situația în care suntem socioeconomică de acum, unitatea într-un colectiv produce performanță. Am parte de un colectiv experimentat și niște colegi extraordinari. Pe fiecare linie de muncă consider că suntem acolo unde trebuie. Ar fi prea complicat să vă întreb. Într-adevăr, noi vedem mai mult așa la știri sau în filme criminaliștii care ajung la fața locului și există niște funcții anume, nu știu, poate că cineva este specializat în ceva anume sau cum se stau. La fel cum v-am explicat în prima parte a discuției, avem colegi care sunt specializați pe cercetare la fața locului și doar cercetare la fața locului fac. Okay. Colegii am atât în cadrul serviciului la reședința județului, cât și în teritoriu avem structuri teritoriale
în orașele municipii și Onești, Moinești, Comănești, Dărmănești și Puhuși și asigură evenimentele pe zona de competență, cu mențiunea că tot ce înseamnă eveniment mai grav, evenimentele contra vieții sau cu prejudicii foarte mari, suntem solicitați să efectuăm noi cercetarea la fața locului, având o dotare superioară colegilor. Okay. Și altă experiență de lucru datorată cazuisticii la care am participat. Da. Avem colegii care sunt specializați pe partea de expertize și constatări și lucrează, e partea nevizibilă pentru cetățeni. Okay. N-o să, dacă vă întâlniți pe stradă, nu o să cunoașteți niciodată că acel coleg este, sau acel om este polițist. Partea de identificări judiciare, unde intră AFIS-ul, spusesem la un moment dat că o să fac tot ce se ridică de la fața locului, urme papilare, sunt implementate și procesate în sistemul AFIS, care este un sistem automat de căutare. Da. Nu este ca în filme. Nu este ca în filme. Nu este ca în filme, rulează imaginea și computerul spune hit sau match. Tot omul, specialistul, lucrătorul, operatorul, este cel care validează rezultatul. Dacă am putea să ne referim puțin și la niște statistici în domeniul dumneavoastră, să spunem, astfel de fenomene, sunt pe creștere sau se staționează, sunt în scădere, există un fel de grafic, se observă mai multe infracțiuni de acest gen într-un anumit timp? La fel ca la nivel național, în ultima perioadă suntem pe un trend descrescător. Ceea ce e bine. Da, ceea ce este foarte bine. Au fost ani în care trendul a fost crescător și într-un ritm alert, dar în ultima perioadă trendul este ușor descrescător. Și cu aceleași probleme care se confruntă celelalte județe, cu aceleași probleme ne confruntăm și noi ca și cazuistică, cu mici diferențe. Nu suntem județ de graniță și... Contează și acest contează, aspect foarte tare. Da. Și probabil contează și care parte a țării la graniță ești. Probabil că corect. Acest gen de infracționalitate diferă la granița de est față de cea de vest sau, nu știu, nord-sud, ceva de genul acesta. Adică contrabanda găsită sau cu preponderență în partea de est, nord-est, pe când probabil ceilalți colegi se confruntă cu alte genuri de infracțiuni. Am înțeles. Ne apropiem de finalul întâlnirii noastre de astăzi și aș vrea doar să mai spunem cumva dacă putem să dăm niște sfaturi, de fapt dumneavoastră să dați niște sfaturi pentru cei care vor să urmeze o carieră în poliție. Ce pot eu să spun e că dacă ar fi să pot să aleg să mă întorc la 15 ani, da, cu mintea de acum și trecând prin ce am trecut, aș face fix aceiași pași pe care am făcut până acum. Și pentru cei care vor să opteze pentru o carieră în poliție, să gândească că e o meserie de vocație, trebuie să pui foarte mult suflet, să investești foarte multă energie și să-ți placă ceea ce faci. Să dorești, să ajuți, să devii mai bun, să înveți. Învățăm în fiecare zi. Și de la un copil ai de ce învăța în domeniul nostru. E vorba despre autodepășire. Ești în competiție la un moment dat, probabil chiar cu tine însuți. Vrei să fii mai bun? Întotdeauna ești în competiție cu tine însuți. Foarte frumos. Noi vă mulțumim foarte mult pentru faptul că ați acceptat să veniți la noi astăzi aici în podcastul Deșteptarea. Dragi prieteni, a sosit momentul să ne luăm rămas bun. Până la o nouă revedere, vă salut și nu uitați, fiți deștepți!